Tragerea la sorți pentru play-off-ul european de calificare la campionatul mondial din 2013 a avut loc duminică la Belgrad. Serbia, ca echipă gazdă, și Norvegia, în calitate de campioană în titlu, precum și Muntenegru și Ungaria, cele două echipe clasate pe poziții fruntașe la campionatul european încheiat duminică seara în Serbia, sunt echipele calificate în mod direct la cea mai importantă competiție de handbal interțării. Potrivit site-ului oficial al Federației Europene de Handbal, sorții au decis ca cele 8 echipe de pe bătrânul continent care vor obține dreptul de participare la turneul final al campionatului mondial să se decidă în urma disputării următoarelor partide: Turcia, Danemarca, Islanda, Cehia, Macedonia, Spania, Olanda, Rusia, Slovacia, România, Germania, Ucraina, Suedia, Polonia și Franța, Croația. O tragere la sorți bună pentru echipa noastră. Sunt mulțumit, putea fi și mai rău de atât. Cu toate acestea, vreau să vă spun că nu trebuie să ne credem calificați dinainte. Dubla cu Slovacia nu va fi o simplă formalitate. Slovacia are o echipă bună, cu jucătoare care evoluează în campionate puternice, precum cel din Franța, Germania sau Ungaria. Va trebui să începem o reconstrucție masivă la echipa națională. La turneul final din Serbia s-a putut vedea care dintre handbaliste corespund și pe cine se poate conta în viitor. Vom face o reinventariere, vom continua selecția și vom căuta jucătoare care au calități, caracter, care acceptă două antrenamente pe zi și care vor să muncească pentru a face performanță. Prima manșă a meciurilor din play-off se va juca pe 1 sau 2 iunie 2013, iar returul o săptămână mai târziu, în 8 sau 9 iunie.